Bună ziua, numele meu este Narcis Teodorescu și haideți să vedem ce va face Bitcoin în zilele următoare. Prima chestie care trebuie să observăm este că avem o corecție de tip A, B, C, da? C-ul ar fi undeva mai lung, da? O să vă explic exact și de ce. Fiecare corecție de tip A, B, C, trebuie să știm că A-ul are o corecție de tip A, B, C, B-ul are o corecție de tip A, B, C, da? Iar aici trebuie să avem 5 valori, C-ul, da? Deci C-ul trebuie să aibă 5 wave-uri, da? Și avem așa, 1, 2, 3, 4, 5. Acum problema este una singură. Ca să ne dăm seama în ce direcție va merge Bitcoin-ul, trebuie să ne dăm seama dacă ăsta e 5-ul sau coboară mai jos, da? Asta după ce stabilim și știm lucrul ăsta clar, o să ne dăm seama ce o să facă, de ce. Păi, de exemplu, dacă ăsta ar fi fost 5-ul și aici s-ar fi terminat, de ce că e 5-ul sau C-ul, fiindcă este mai jos ca asta, bun, înseamnă că gata, mergem mai departe. Și ăsta a fost deep-ul maxim, bottom, da? Acum ar trebui să plece iarăși 1, 2, 3, 4, 5. Și ca și cum am scăpat și ieșim de aici. Volumul ăsta ne confirmă că ar cam fi jos de tot aici, fundul, da? Dar e foarte important acum, dacă mergem pe un time frame mai mic, să zicem pe o oră, să ne dăm seama ce vrea să facă. Dacă ăsta pleacă de aici, în ce sens? Dacă 2-ul coboară mai mult decât 0, e problemă. De fapt, ăsta nu e 5-ul, iar 5-ul merge mai jos. Și de fapt, 5-ul poate să ducă mai jos. Da? Poate să fie un fake. Foarte important să stăm cu ochi, să așteptăm, să vedem exact dacă ăsta mai coboară sau nu mai coboară. Dacă ăsta nu mai coboară și se oprește fix aici, sau poate să oprească exact până aici, dar să nu depășească 0. Suntem scăpați, cum ar veni, sigur direcția este în sus. Da? Și la fel o să formeze 1, 2, 3, 4, 5 și presupun că am scăpat. Cam asta a fost marea corecție. Da? Dar deocamdată nu avem nicio certitudine. Tocmai de asta trebuie să folosim stop loss, tocmai de asta trebuie să fim protejați. Da? Adică riscul tot timpul trebuie să fie asumat și să fie minim, da? Din punctul meu de vedere, mai bine stai cu un stop loss un 2% cu un take profit de 4, 6, 8%, adică faptul că n-ai un stop loss de 2% pierdere, ai de recuperat în cazul în care piața merge în defavoarea ta, merge în jos, ai de recuperat un 2%. Dacă te culci și îți vezi de viața ta și te trezești dimineața că a scăzut 20%, ai de recuperat 20%, ceea ce înseamnă enorm, da? Bun, haideți să ne uităm un pic și la indicatori. Indicatorii arată, nu prea arată foarte bine, da? În principiu nu prea arată foarte bine, dar trebuie să țineți minte o chestie. Aici avem un bullish divergent, aici avem un bullish divergent pe 4 ore, ceea ce înseamnă că e posibil să meargă în sus, clar. Bullish divergent pe 4 ore, pe daily și pe MACD, nu este un fake, da? E clar, da? Bun, deci tot timpul stăm cu stop loss și așteptăm să vedem să confirme. Ca să confirme, gândiți-vă că avem nevoie de volum, da? Inclusiv când ne ducem pe 15 minute, da? Gândiți-vă că avem nevoie de volum. Ca să plece de aici avem nevoie de volum, da? Vedeți că aici avem un hammer, da? E posibil să închidem într-un hammer și să avem volum și să plece într-un final, da? Uitați-l. Foarte important să așteptați confirmări, da? Să închidă, să vadă volum, da? Foarte important. Vă doresc o zi bună. Mă puteți găsi și pe canalul meu de YouTube, Narcis Teodorescu, pentru mai multe informații. O să postez acolo în fiecare zi o analiză a Bitcoin-ului și multe alte chestii din care puteți învăța fel și fel de lucruri utile. Vă doresc o zi bună, vă mulțumesc pentru tot și baftă! Haideți să încercăm să mai vorbim și despre RIF, că toată lumea se întreabă ce va face RIF. Da? Păi, RIF-ul face în felul următor. Atât timp cât Bitcoin-ul merge în jos, este exact același tipar face și RIF. Pur și simplu zici că e fratele mai mic al Bitcoin-ului. Ce face Bitcoin-ul, face și el. Da? După cum vedeți, a creat aici o rezistență foarte puternică, care a încercat să o rupă la 38, da?
apoi am mai încercat odată să o rupă la 23, da? Iar acum până nu pleacă de aici, da? Nu, nu avem niciun șans, ca și idee. Vedeți, da? Dar, totuși, aici avem un suport foarte puternic pe care l-a ținut, da? Aici avem iar o rezistență, da? Aici avem mai multe, tot ce înseamnă suport și rezistență. Bun. Volum, vedeți că nu avem nici pe plus, nici pe minus. Adică oamenii țin, păstrează, nu vând. Gândiți-vă că scopul în lumea cripto este să nu vinzi, adică să ai răbdare, chiar dacă merge în jos. Dar și mai înțelept, da? Și mai înțelept este să ai un stop loss, să-ți permiți să ieși aici, intre aici, ieși aici, intre aici, ieși aici, intre aici. De fapt, ăsta e scopul jocului. Doar așa putem învăța. E foarte greu până înțelegem chestia cu stop loss-ul, e foarte greu până ne educăm, e foarte greu până ne facem un plan, e foarte greu până ne dăm seama ce vrem cu adevărat să facem. Gândiți-vă că cei care fac bani în lumea cripto sunt cei care stau 8-10 ore pe zi, 12 ore pe zi și analizează și văd zi de zi ce se întâmplă și în ce direcție va merge piața. Gândiți-vă că la un moment dat o să învățați fiecare tipar, fiecare model, în ce direcție va merge, o să încercați să înțelegeți indicatorii, ce fac. O să vedeți exact cât de simplu stau lucrurile, da? Dar pentru asta aveți nevoie de să analizați, adică să pierdeți timpul și să încercați să vă dați seama, dar de ce așa, dar de ce așa. Altfel niciodată nu o să puteți să învățați. Pare simplu, deci lumea cripto sau analiza tehnică pare foarte simplă, dar să știți că este foarte grea. Deci e foarte greu să înțelegi cum stau lucrurile în adevăratul sens, iar emoțiile să le controlezi, să știi când să ieși, să știi când să intri, să nu te atașezi emoțional, să nu crezi că lucrurile merg decât în direcția în care vrei tu. Eu vă spun din experiență. Mi-a fost greu, mi-e greu, mă educ în fiecare zi, am multe de învățat, toți avem de învățat, dar foarte important e să încercați să înțelegeți că lucrurile nu se fac decât în timp, cu răbdare. Da? Iar chestia asta ne ajută, ne călește și ne dă putere să mergem mai departe. Da? Încă o dată vă mulțumesc pentru tot, vă doresc o zi bună și mă găsiți și pe canalul meu Narcis Teodorescu. Vă mulțumesc mult de tot, baftă!